Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la această citire. Mă bucur enorm de mult să mă aflu aici alături de voi. Iată că ne întâlnim din nou în cadrul unei noi citiri în cărțile de oracol. De data aceasta va fi o citire superbă, va fi o citire în care voi extrage mai multe cărți de oracol, dar și cărți de tarot, astfel încât să pot să fi ghidat pentru următoarea perioadă. De ce? Pentru că în această perioadă se întâmplă foarte, foarte multe schimbări. Am avut și acest portal al leului, am avut și luna plină vărsător și sunt sigur că majoritatea dintre voi treceți prin numeroase schimbări. Este o citire în care vei avea disponibilitatea de a alege una din variante, pentru că și de data asta avem trei cărți, trei variante. Cărțile pe care le vei alege sunt cărți din oracolul arhetipal, așa că o să te îndrum să faci o alegere cât mai potrivită, să faci alegerea pe care tu o simți, bineînțeles, și să mergi foarte, foarte mult pe intuiția ta. Așadar, avem trei cărți, trei variante, te las să faci alegerea și eu revin în câteva secunde. Mulțumesc pentru alegerea făcută. Înainte de a începe această citire, vreau să-ți readuc aminte că dacă dorești să fii la curent cu tot ceea ce postez eu aici pe canalul meu de YouTube, nu uita să apeși butonul subscribe și mai ales clopoțelul. Doar în felul acesta o să poți să primești în timp real toate notificările, dar să știți că unele dintre notificări întârzie, nu ține de mine, ține pur și simplu de setările YouTube-ului. Vreau să vă mulțumesc vouă tuturor celor care mă susțineți atât prin prezența voastră aici pe canalul meu, cât și celor care au donat pe parcursul timpului și care mi-au susținut activitatea și din punct de vedere financiar. Vă mulțumesc infinit și vă îmbrățișez pe toți. Pentru clipuri suplimentare, pentru mesaje suplimentare care sunt postate lunar, inclusiv bonusul zodiacal, nu uita că te poți alătura canalului meu de membri. Tot ce trebuie să faci este să apeși butonul Alătură-te și vei fi condus către toți pașii. Pentru că am fost în continuare întrebat de înscrierea la cursul de inițiere în arta tarotului, seria a patra, vreau să mai specific și să vă mai spun încă o dată că procesul de înscriere se face pe site-ul oficial amostarot.ro/curs. Acolo o să găsiți toate informațiile necesare, inclusiv secțiunea de plată, da, unde puteți să faceți plata. Puteți să vă mai înscrieți, dragii mei, până pe data de 1 septembrie, maximum. Da? Intrați pe site, pe amostarot.ro și o să vedeți acolo toate informațiile. Bun, haideți să vedem ce spun cărțile despre voi, să vedem care sunt energiile curente, dar bineînțeles și aspecte din viitorul vostru apropiat. Sunt sigur că sunteți foarte curioși să le aflați și sunt sigur că doriți din partea mea această ghidare. Vom începe bineînțeles cu cei care au ales cartea cu numărul 1. Hai să vedem, dragul meu, numărul 1, ce ai ales tu și care este arhetipul tău. Nu uitați că este o citire generală, da, este bazată pe energia colectivă. Cu siguranță unii dintre voi nu o să vă regăsiți în toate aceste mesaje, dragii mei, da? Arhetipul tău este cel al, mai să spunem, sabotorului. Motamo, traducând această carte, vorbește despre un arhetip al distrugerii, distrugătorul, da? Dar în același timp vorbește și despre potențialul distructiv pe care tu l-ai în interiorul tău. Și atunci când vorbim chiar de tine însuți, cred că este un mesaj foarte puternic acela că ai nevoie să te pregătești pentru ceva nou, ai nevoie să te pregătești pentru o viață nouă, să știi. Pentru că prin ceea ce treci tu în acest moment este efectiv ca un vulcan în fața ta, exact cum arată și această imagine. Trebuie să-ți mai specific un lucru și anume că tot
potențialul ăsta pe care tu l-ai în tine, mi se pare că nu-l folosești într-un mod sănătos și corect. De ce se întâmplă asta? Ai această tendință de a te autointoxica și pe tine și pe ceilalți. Iar dacă vorbim despre planuri, de cele mai multe ori planurile tale eșuează pentru că nu ai încredere. Și îți folosești toată energia aceea care ar trebui să fie de fapt o energie transformatoare pentru tine, o folosești într-o manieră distrugătoare. Repet, și pentru tine și pentru ceilalți se întâmplă lucrul ăsta. Da? Deci, nu numai că îți distrugi singur visele tale, ci le distrugi și pe ale celorlalți. Poate nu crezi, poate ai, nu știu, câteodată anumite frustrări, anumite sentimente ciudate pe care nici tu nu le înțelegi, dar, dragul meu sau draga mea, cred că este cazul ca acest aspect să-l mai diminuezi în viața ta, pentru că și în acest moment mi se pare că ai tendința de a te automutila emoțional. Un arhetip destul de complicat, un arhetip care cere foarte mult de la ceilalți, un arhetip care vorbește foarte mult despre nevoile tale, vorbește foarte mult despre ceea ce îți dorești tu, ne luând în considerare că și atunci când vorbim despre o relație, este practic o relație de echipă până la urmă, da? Deci sunt două persoane acolo, nu ești numai tu. Hai să vedem ce mesaje are spiritul pentru tine. Mesaje importante pentru cei care au ales varianta cu numărul 1. Dragul meu numărul 1, o să te rog să fii mult mai relaxat, pentru că mi se pare că nu ești. Mi se pare că îți faci foarte multe probleme. Îți creezi foarte multe probleme de unul singur. Spirite, te rog să-mi spui și să-mi dai câteva mesaje pentru cei care au ales această variantă. Foarte probabil mulți dintre cei care ați ales această variantă, mulțumesc, să fiți în zodii de foc, berbec, lei, săgetători, sau să aveți ascendentul acolo sau luna, pentru că mulți dintre voi acționați impulsiv și știți ce mi se transmite acum? Mi se transmite faptul că întotdeauna când este vorba despre o discuție în doi, deci când tu încerci să vorbești cu partenerul sau cu cineva, parcă nu ai răbdare să asculți persoana respectivă. Deci ești foarte peste persoana respectivă. Este o lecție majoră, cred că la tine, legată de zona comunicării. Mesaje importante pentru cei care au ales varianta cu numărul 1. Prima carte deja a căzut. Hai să vedem care sunt și celelalte mesaje pentru tine. Primul mesaj. Ok, infinite abundance, reaching your destination, și mă mai simt călăuzit să trag această carte. View from above. Wow, dragul meu numărul 1, trebuie să-ți menționez faptul că te afli într-un punct al tranziției și că multe lucruri, să știi, și relații deopotrivă se vor distruge în viața ta. Da? De ce? Pentru că tu cred că nu numai că îți pui singur piedici și nu ți înțelegi anumite lecții de viață, ci mi se pare că amâni, deci ori amâni un eveniment, ori, nu știu, trăiești în momentul de față într-o energie care te distruge și pe tine și mi se pare că mai distruge pe cineva în jurul tău. Poate să fie partenerul sau poate să fie o relație de serviciu. Cred că sunt unele aspecte pe care tu ar trebui să le înveți legate de relațiile în care tu te afli, da? Ți se transmite în acest moment să călătorești și să faci această nouă călătorie cu zâmbetul pe buze și poate într-o altă energie. Fii mai relaxat, fii mai, nu știu, mai încrezător, mai pozitiv, da? Nu vorbesc despre acea pozitivitate care, dacă nu îi cunoaștem limita, devine și ea toxică, da? Dar să ai mai multă încredere în acest viitor, adică, și să ai încredere că cineva te călăuzește. Simplify your life. Ăsta este mesajul pentru tine, și anume simplifică-ți viața, simplifică-ți modul de gândire, nu mai analiza atât de mult, pentru că tot ce faci este să te distrugi.
medita, simplify your life. Este primul mesaj pe care oracolul îl are pentru tine și spiritul îl are pentru tine. Este ceva ce urmează în viața ta, pentru că cred că și problema asta prin care tu treci în acest moment, de fapt, este un moment în care ți se transmite direct sau indirect că este nevoie să renunți la ceva în viața ta pentru a merge pe calea ta, pentru a merge pe drumul tău. Și știu că îți dorești, de exemplu, o situație financiară sau bună, îți dorești să achiziționezi ceva, îți dorești să-ți asiguri viitorul. Iar acest lucru va veni, dar va veni, să știi, tot dintr-o echipă. Deci va veni împreună cu cineva. Cineva poate să te susțină, de exemplu, în acest proces. Dar aici există abundență în poziția ta. Da? Apoi avem reaching your destination, your light is shining brightly. Nu uita că ai o lumină care strălucește, ai o lumină care vindecă și că este nevoie să ajungi la destinația ta. Și probabil că lucrurile prin care treci acum sau oamenii pe care i-ai în viața ta acum te opresc din a merge înainte spre această destinație ta. Cred că este cazul să privești lucrurile de undeva de sus, știi? Pentru că următoarea carte despre asta vorbește, următorul mesaj despre asta vorbește în poziția ta, view from above, deci toată această privire de deasupra, trebuie să te duci undeva, într-un loc, nu neapărat fizic, unde să te pună deasupra lucrurilor și evenimentelor din viața ta, astfel încât îți vei putea construi, așa cum am mai spus-o, un tablou. Un tablou care va fi necesar pentru tine, pentru a înțelege și unde ești, pentru a înțelege și de ce s-au întâmplat anumite lucruri și de ce nu poți să păstrezi anumiți oameni în viața ta și de ce pleacă unii oameni din viața ta sau de ce tu îți dorești să pleci, de exemplu, de fiecare dată dintr-un anumit loc sau dintr-o anumită relație, da? Get the big picture. Acesta este mesajul pentru tine. Tabloul. Culorile. Și ce se întâmplă cu culorile? Au pălit? Au rămas la fel de puternice? Sau pur și simplu tragi de ceva ce tu simți în interiorul tău că nu mai merge, nu mai funcționează? Este un moment al deciziei, iar dacă decizia nu este luată corect, am senzația că în această situație vor exista două victime, nu una, ci două. O surpriză pe care ți-o pregătesc în acest moment este că voi extrage o carte din Rider-Waite. The Big Rider-Waite. Da? Pentru că această carte ne va vorbi despre obstacolul nevăzut încă. Sau, hai să o numim așa, provocarea. Doamne, sunt așa grele cărțile acestea, de aceea le și folosesc foarte rar. Sunt și grele, sunt și mari. Dar ne descurcăm. Ok. Și mă simt călăuzit să extrag de aici o carte. Bun. Și avem o carte. Voi separa tarotul, pentru că am și la baza pachetului o carte după care să mă ghidez. Provocarea, obstacolul și, să spunem, răspunsul la întrebarea ta este o întrebare care te macină de, nu știu, două săptămâni. Este 5 de cupe. Iată. Și o să-ți spun acum ce înseamnă această carte în poziția ta. Înseamnă tristețea, înseamnă resemnarea, înseamnă apăsarea, înseamnă că ceva ce s-a întâmplat în relația ta sau în viața ta, din păcate, nu mai poate fi reparat. Această carte vorbește și despre ceea ce s-a făcut este bun făcut. Și parcă oricât aș vrea să merg înainte, din păcate nu se poate, pentru că sunt prea rănit, sunt prea dărmat, nu mai am încredere. Cartea de la baza pachetului îmi oferă și un indiciu legat de anumite certuri pe care le-ai avut în ultima perioadă,
discuții aprinse, lovituri verbale, poate, nu știu, s-au spus așa niște lucruri și niște cuvinte care atât de mult au durut, și acest 8 de cupe reprezintă faptul că ori tu, ori persoana cealaltă va întoarce spatele acestei relații, acestei situații. Cred că răspunsul la întrebarea ta este deja în interiorul tău, repet, de ceva timp. Mi se pare că această situație din viața ta se va termina luând o decizie care, într-adevăr, îți va lăsa un gol în suflet, dar vei ști în interiorul tău că este decizia corectă și vei pleca din această situație. Desigur, întotdeauna când renunțăm la ceva, când închidem o ușă în viața noastră, automat se va deschide o altă ușă pentru noi și probabil că, de fapt nu probabil, cu siguranță acest lucru face parte din ascensiunea ta și face parte din, din perspectiva ta, din destinul tău. Da? Îți voi mai extrage încă o carte din oracolul Akashic. Mesaje importante pentru numărul 1. Te rog să-mi dai perspective de viitor. Aceasta este cartea pentru tine. Paths Unknown. Wow! Drumuri necunoscute. Iată, este și frica ta cea mai mare în acest moment, pentru că atât de mult te-ai obișnuit cu omul acesta, cu drumul acesta, cu cărarea aceasta, încât acum efectiv nu știi de unde să o apuci. Și ți este atât de frică de drumurile acestea noi din viața ta, ți este atât de lehamite de a o lua întotdeauna de la zero, încât în momentul ăsta efectiv nu știi ce este de făcut. Dar nu este cazul să analizezi foarte mult situația, pentru că, repet, eu cred că tu răspunsul deja ți l-ai dat acolo. Să știi că nu întotdeauna drumurile pe care nu le cunoaștem sunt periculoase. Este clar că te afli la o răscruce de drumuri, este clar că treci printr-o schimbare foarte mare și printr-o durere foarte mare. Dar, de asemenea, gândește-te că puterea este în interiorul tău și cu siguranță vei depăși. Cred că trebuie doar să te decizi cu privire la drumul tău, care este de fapt drumul tău, și acel drum într-adevăr să ți-l asumi în totalitate, pentru că și în acest moment există mai multe cărări, știi? Tu te afli în mijloc și există mai multe cărări și unele dintre ele într-adevăr vor duce pe drumuri total greșite pentru tine. Deci cred că este un moment în care trebuie să înțelegi cine ești, ce ești, care sunt limitele tale, care sunt nevoile tale, cum te raportezi la viață, cum te raportezi la iubire, cum te raportezi la relații. Și în momentul în care cât de cât ai realizat anumite lucruri, mergi pe drumul care ți este ție cel mai bun și cel mai folositor. Dragul meu numărul 1, acestea au fost mesajele mele pentru tine. Sper că te-au bucurat și sper că te-am ajutat. Mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 2. Salutare numărul 2, bine te-am găsit la citirea ta. Hai să vedem care este cartea pe care tu ai ales-o, mesajul acestei cărți și care este arhetipul tău. Și să știi că tu ai ales o carte foarte, foarte puternică, o carte care mie acum îmi transmite un proces de purificare foarte puternic. Mai ales purificare energetică, detașarea de anumite persoane din viața ta, de anumite energii din viața ta. Arhetipul pe care tu ți l-ai ales este cel al exorcistului. Iată. Poate unii dintre voi chiar aveți un dar legat de această zonă. Da? Și simt că ești o persoană care pe parcursul vieții a făcut foarte mult shadow working, adică atât de multe umbre ai scos la suprafață din tine, atât de multe întunecimi ai scos la suprafață și încă lucrezi extrem de mult cu partea asta întunecată din tine, da? Cu siguranță cred că sunteți oameni care au daruri spirituale, sunteți oameni care înțeleg atât lumina cât și întunericul într-o perspectivă foarte originală, să o numim așa.
mai este un lucru pe care tu îl faci și probabil să-l faci într-un mod subconștient încă unii dintre voi, este că scoți la iveală toate comportamentele agresive, impulsive ale celorlalți. Ești o persoană care dă măști jos, ești o persoană care vindecă pe ceilalți, ești un om care numai prin simpla prezență a ta reușești să schimbi energia persoanei celelalte. Asta te face o persoană care, eu spun așa, o persoană empată, dar asta înseamnă că ești efectiv ca un burete, da, care absoarbe de la ceilalți foarte mult. Și de regulă viața ta a fost presărată de evenimente dureroase, pierderi ale oamenilor, chiar poate decesul unor persoane dragi, abandon, respingere, dar în același timp ai trecut, mi se pare, până la această vârstă, prin foarte, foarte multe etape de viață. Este ca și cum ai trăit 10 vieți într-o singură viață și tu nici măcar poate nu ai împlinit vârsta de 40 de ani. Este ceea ce mi se transmite pentru tine în acest moment, da? Ai o putere extraordinară, cu siguranță mulți dintre voi în acest arhetip aveți foarte multe planete în Scorpion, în elementul Scorpionului. Cred că ai un Pluto în Scorpion sau un Pluto în retrograd în Scorpion sau aspecte planetare în această zonă, da? Dacă îți cunoști harta, uite-te acolo și pe ce casă este, dar clar există o zonă scorpionică aici. De ce am spus lucrul ăsta și de ce l-am specificat? Pentru că acest arhetip nu-l poate avea decât persoanele care au anumite conjuncturi astrologice specifice Scorpionului, da? Sau planetei Pluton. O putere de regenerare extraordinar de mare. Deci, pe cât de mare este problema ta, pe cât de multe sunt problemele pe care tu le ai în viață și pe cât de mare, pe atât de mare există și binecuvântarea, pentru că tu ai o misiune clar spirituală și poate nu neapărat vis-a-vis de ceilalți și vis-a-vis de tine. Cu siguranță cred că ai una din cele mai grele karme. Este foarte posibil să vii pe axa Taur-Scorpion, este foarte posibil să trebuiască să îi ajuți pe ceilalți, să-i alchimizezi pe ceilalți, să-i scoți la suprafață pe ceilalți, deși tu ai senzația că cu cât scoți pe ceilalți, cu atât mai mult te afunzi tu. Ești o persoană specială. Ești o persoană care are nevoie de timpul ei, are nevoie de solitudine, are nevoie de singurătate. Singurătatea, moartea pe tine nu te sperie. Ai nevoie să fii înțeles, deși nu cred că se întâmplă asta de către oamenii din jurul tău, și pe parcursul vieții te-ai confruntat cu proprii tăi demoni, pentru că este o carte care vorbește despre exorcizare, adică și purificare, purificarea ta, purificarea celorlalți, dar în interiorul tău ai fost întotdeauna o fire foarte neînțeleasă și cu dureri, să spun, nu știu dacă pot să le numesc așa, dar o să le numesc așa, dureri aparte, dureri esențiale, dureri care trec dincolo de orice ce cineva ar putea să înțeleagă. Wow! Mesaje de la Spirit pentru tine, hai să vedem care sunt. Este foarte posibil într-o viață anterioară să fi fost mag, vrăjitor, preot, să fi lucrat poate cu entități demonice, daimonice, da? Există o karmă grea pe care tu o ai și această karmă pe care tu o ai în acest moment vorbește despre karma relațională, karmă de atașament și una din lecțiile pe care tu ai nevoie să le înveți este independența. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oricât de mult ai avea din punct de vedere material și oricât de mult s-ar atașa oamenii de tine, chiar dacă tu din această nevoie cumva de a nu fi totuși singur sau singură, te atașezi de persoane care sunt total nepotrivite din punct de vedere comportamental, dar sunt potrivite pentru că ție îți șterge din karma pe care o ai.
Da? Deci, efectiv, este o karmă care cumva se șterge de la sine, dacă aș putea să spun așa, numai prin greutatea relațiilor pe care tu le întâlnești. Oameni complicați, oameni vicioși, oameni care parcă nu te lasă să respiri, care efectiv încearcă să te sufoce, efectiv să-ți ia absolut totul. Normal, și atunci reacționezi. Mesaje pentru cei care au ales varianta cu numărul 2. Wow, ce citire puternică, nu vine să cred. Nu mă așteptam la așa ceva. Poate ai fost șaman, poate și în viața aceasta lucrezi cu șamanismul și în viața aceasta ești foarte mult atras de zona ocultă. Mi se transmite de la spirit acest mesaj pentru tine și o să te rog să fii foarte atent. Există o misiune pe care tu o ai. Această misiune presupune reinventarea permanentă a ta, schimbarea permanentă. De aceea nimic în viața ta nu a fost și nu va fi stabil, nu va fi monoton. Iar oamenii nu pot înțelege asta. Oamenii nu au cum să înțeleagă asta, pentru că oamenii caută o stabilitate care oricum nu există, este totul imaginar. Caută o iubire care nu există, este iarăși imaginar, iar când tu vii cu această realitate și le spui, băi, nu există așa ceva, există companie, există acel drum pe care putem să-l avem împreună în viață, există, dar nu într-un mod ideal. Și vor încerca de fiecare dată, nu vor putea, dar vor încerca de fiecare dată să te ducă pe drumul lor, crezând că drumul lor este cel corect și cel adevărat. Spiritul îți transmite că tu ai o misiune, aceea individualității și a te gândi întotdeauna că tu ai venit pe acest pământ cu un mare scop care trebuie îndeplinit. Și acel scop necesită renunțarea la unele lucruri din viața mundană. La baza pachetului avem prima carte, Cleansing Waters, Purification Activates Vibrant Life Force. Iată, purificare, exact ce-ți spuneam. Cred că este cazul să, nu știu, mergi la mare, să mergi la o apă sau să te bucuri de apă, de ocean, de mare. Te ajută foarte mult, deci eliberează foarte mult din greutatea asta energetică pe care tu o resimți acum, pentru că știu că sunt foarte multe energii în acest moment pe tine și probabil chiar te gândești să schimbi multe aspecte din viața ta. Wondrous Universe, Walk in Beauty, mergi cu încredere, dragul meu, pentru că ești susținut, cred că ai entități foarte puternice care stau la baza scopului tău și ai energii care te ajută extraordinar de tare. Iată, aici avem magicianul, da? Și magicianul, magul, înseamnă că tu poți să faci și să ai în viața aceasta și să manifesti tot ceea ce îți dorești tu. Este ca o binecuvântare din partea Universului. Este ca o binecuvântare din partea Universului pentru toate lucrurile astea pe care nu poți să le ai din punct de vedere mundan. Da? Deci tu îți formezi propria realitate și trăiești foarte bine în ea și asta nu înseamnă nebunie, deși mulți oameni te-au crezut pe parcursul timpului că ești. Da? Încă două cărți pentru cei de la varianta cu numărul 2. Mergi în frumusețe, cu siguranță ești un om frumos, cu siguranță ești un om care cunoaște legile Universului instinctiv, natural. Poți fi un psiholog extraordinar, da? De regulă, oamenii cei mai mari au fost neînțeleși. Da? Și o să-ți mai spun un lucru ție aici, la numărul 2. Oamenii lui Dumnezeu sunt oamenii izolați. Izolarea reprezintă o parte importantă în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu își alege oamenii. Iar oamenii pe care și-i alege, de cele mai multe ori, sunt singuratici. Așa că nu te judeca pe tine dacă oamenii vin și îți spun, dar vreau să fii cu mine, dar vreau să-mi petrec timpul cu tine, dar vreau asta, vreau asta și vreau asta. Iar tu spui, da, dar eu vreau să mă retrag în locul meu. Păi da, dar nu este normal. Ești depresiv, ești depresivă. Nu e ok să se întâmple asta, trebuie să te bucuri, trebuie să ieși.
Dacă tu nu ești așa, înseamnă că ai o relație specială cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea ceva de la tine și trebuie să respecti rugămintea Lui și pentru ceea ce te-ai născut. Breaking Trail, următoarea carte în poziția ta, și Wandering Path, da, exact ce bănuiam. Acest Wandering Path este vorba despre o carte care arată călătoria vieții tale, da, și din cauza celor din jurul tău care te-au tot presat și au tot apăsat butoane sensibile, acum te afli iarăși în poziția de a te îndoi de calea ta. Și îți spui tu ție, mă, oare eu fac bine ce fac în acest moment? Oare eu chiar trebuie să fac lucrul ăsta? Oare nu e adevărat ceea ce mi se spune? Deci te îndoiești de calea ta. În acest moment ai nevoie de o busolă care să vină și să te facă să vezi mult mai în detaliu lucrurile, da? Pentru că mi se transmite de către Spirit să te bucuri de această călătorie a ta, să te bucuri de viața care ți s-a dat, pentru că ești o mare binecuvântare și trebuie să te vezi pe tine cu alți ochi. Nu mai lua rămășițele celorlalți. Detașează-te și înțelege odată pentru totdeauna că tu ai o mare nevoie de a intra în acel întuneric și de a-l dezbate de fiecare dată, indiferent ce înseamnă acel întuneric pentru tine. Este structura ta, ești ceea ce ești, ești diferit, ești altfel și trebuie să-ți asumi asta, da? Nu pune la îndoială ceea ce ți s-a dat doar pentru că alții vorbesc. Următoarea carte în poziția ta este Breaking Trail, A Breakthrough is at Hand. Bun, aici, iată, vezi secerișul. Seceră tot ce nu mai ai nevoie. Taie de la rădăcină, asta mi se transmite pentru tine. Deci nu mai este loc de întoarcere. Nu mai este loc de întoarcere, ci înțelege că dacă vrei să nu mai ai așa ceva sau să nu te mai confrunți cu așa ceva în viața ta, trebuie să tai de la rădăcină situația. Am și pentru tine o surpriză, să știi. Voi extrage din The Rider-Waite, The Giant Rider-Waite, voi extrage o carte care va vorbi despre obstacol sau despre provocarea peste care tu trebuie să treci, da? Sau care apare în viitorul tău apropiat, ceea ce nu se vede în acest moment. Simt că aveai nevoie de lucrul ăsta. Hai să vedem. Ce carte zici? De unde? Ok. Wow. Wow. Da. Cineva probabil ți-a spus de curând niște lucruri foarte dureroase. Asta este probabil ceea ce te-a afectat. La baza pachetului avem acest 7 de spade care pentru o perioadă scurtă ți-a luat echilibru. Încerci să ți-l regăsești și o să ți-l regăsești. Pentru că, repet, ai planete puternice în Scorpion. Sunt sigur de asta. Da? Și indiferent cât de mult te vor lovi ceilalți, întotdeauna îți vei putea regăsi puterea, pentru că în această viață este despre tine și doar despre tine. Iată, temperanța, îngerul vindecării. Pune în balanță ce te face fericit, ce te face bine, care este scopul tău, pentru că ți-l știi. Sunt sigur că ți-l știi, dar unii dintre voi nu l-ați acceptat. De teamă, de frică că o să rămâneți, unii dintre voi poate singuri. Este o legătură între tine și Dumnezeu. Cartea ta, obstacolul și în același timp provocarea, este arcana majoră cu numărul 12, spânzuratul. Superb! Este cea mai mistică arcană din tarot, ce reprezintă apostolatul, martirul. Și mai este o carte ce vorbește despre o stare de sănătate
probabil aici ar trebui să ai grijă, dar eu merg pe principiul că ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă. În Arcana Majoră Spânzuratul, obstacolul este acesta de a-ți înțelege misiunea. Și întrebarea este, chiar îți dorești să ai o viață normală? Adică ți-ai dori lucrul ăsta, să ai o viață normală? Spânzuratul vine și spune, există multă suferință și mult sacrificiu și va fi pe parcursul vieții tale. Nu este doar un singur obstacol peste care va trebui să treci, vor fi multe, dar la capătul drumului vei primi iluminarea. Este o carte a Sfințeniei, într-un fel. Este o carte care a pus omul pe parcursul vieții la sacrificii foarte mari, la stări ce nu pot fi înțelese de natura umană. Pentru că tu întotdeauna te-ai dat peste cap și te-ai spânzurat pentru alții. Wow! Din oracolul șamanic, hai să vedem, pe mine deja citirea asta m-a bulversat foarte tare, într-un mod plăcut. Bun. Și avem aici The Waterfall. Da, dragul meu, tu acum treci printr-o purificare. Treci printr-o curățare. Este foarte posibil să fie momentul decisiv care te va purta într-adevăr pe drumul tău. După ce vei face această curățare, după ce te vei purifica, după ce îți vei echilibra viața, pentru că ai și Arcana Majoră Temperanța, nu uita, da? Mai există o perioadă așa, cam până în septembrie-octombrie, dar o să vezi că lucrurile vor lua o întorsătură extraordinar de frumoasă pentru tine. Pentru tine situația asta nu înseamnă altceva decât ridicarea voalului de pe ochi și deschiderea următorului etaj pentru tine. Dragul meu numărul 2, îți doresc tot binele din lume. Îți doresc să îți împlinești această misiune pe care o ai și îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ai urmărit. Mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 3. Salutare numărul 3, bine te-am găsit la citirea ta. Hai să vedem care este cartea pe care tu ți-ai ales-o, arhetipul pe care tu îl ai. Ok. Spiritul îmi transmite în acest moment că cineva te-a lovit și cumva ai ajuns la concluzia că oricât de mult ai încercat să-i ajuți pe ceilalți, să-i ridici pe ceilalți, ți-ai luat rolul salvatorului de foarte multe ori și ai ajutat oamenii fără să ai neapărat o așteptare, dar cred că pe undeva totuși ai avut și tu așteptări pentru că ești om. În momentul în care ajutăm pe cineva, în momentul în care ne luăm acest rol de salvator, ni-l asumăm din start, mai ales dacă persoana respectivă nu ni-l cere. Deci dacă nu ni se cere ajutorul, este, din punctul meu de vedere, greșit să mergi către o persoană considerând că tu trebuie să o salvezi. Tu ai făcut asta de multe ori, da? Ai o conexiune cu îngerii extraordinare. Este foarte posibil să-ți placă foarte mult îngerii, să te simți atras de îngeri, întotdeauna să încerci să comunici cu ei, să te simți ghidat de către ei, da? Dar cred că ceea ce îngerii vor să-ți transmită în acest moment este legat în principiu de inocența ta. Și mai este încă un lucru aici, pentru unii dintre voi, este ca și distorsiune acestui arhetip, greșeala de a considera că te afli într-o conexiune cu îngerii, într-o conexiune directă cu îngerii, când de fapt nu este așa. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt persoane printre voi care susțin
că au această legătură cu îngerii sau că sunt ghidați de către îngeri, dar de fapt nu este așa, adică acționezi foarte inocent cumva. Îngerii încearcă să-ți spună, știi, e momentul să te maturizezi, pentru că nu se mai poate așa cu atitudinea asta angelică, cu fățuca asta angelică a ta, pentru că uite unde te-a dus, da? Și nu ți mai lua acest rol al salvatorului, adică dacă vrei să ajuți pe cineva, ajută într-adevăr, adică încearcă să vezi dacă ajutorul tău va avea într-adevăr rezultate. Pentru că în felul ăsta nu faci altceva decât să-ți sacrifici timpul tău, resursele tale, pe oameni care de cele mai multe ori nu-i mai poți schimba. Posibil unii dintre voi să fiți îngeri pământeni, da? Și sunteți foarte empatici la suferințele celorlalți. Dar pe cealaltă parte există și o furie pe care o simt eu aici. Și această furie vine din faptul că tu nu te-ai simțit niciodată îmbrățișat cu adevărat, nu te-ai simțit niciodată iubit cu adevărat, nu te-ai simțit apreciat, ai foarte multe minusuri dobândite din familia în care tu ai trăit, în copilăria ta, în adolescența ta, poate părinții nu au fost suficienți de înțelegători cu tine sau de drăgăstoși. Simt treaba asta că tinzi după o îmbrățișare reală, adică tinzi după acel prieten, nici nu neapărat partener, tu îți dorești de fapt un prieten, îți dorești un om care pur și simplu să nu-ți spună nimic, ci să vină să te îmbrățișeze și să te accepte pe tine exact așa cum ești. Da? Nu știu dacă te ajută sincer să fii înger pentru toată lumea. Nu știu dacă te ajută să ai această atitudine pioasă, bună, numai pe principiul că lasă că eu o să fiu bun pentru că voi merge cândva într-un rai sau... Poate exista și situația aceasta pentru dintre voi, da? Dragii mei, învățați de la animale și învățați de la natură. Nu există dualitate, nu există rău, nu există bine. Noi suntem și binele și răul, natura este la fel, deci cum nu există să fii doar lumină sau doar întuneric. Este un lucru pe care de multe ori îl spun, chiar și atunci când vorbesc despre demonologie sau când vorbesc despre daimoni. Da? Noi suntem o complexitate de stări. Viața nu este decât o formulă chimică. Și atunci nu poți să păstrezi această atitudine angelică a ta și bună și samariteană dacă vezi că pur și simplu nu-ți face bine. Și spiritul îmi transmite că ai fost păcălit. Exact din cauza atitudinii tale. Ai fost păcălit. Te-ai lăsat păcălit, păcălită de oameni. De vorbele lor, de planurile pe care și le-au făcut cu tine, de... Nu spune nimeni să te duci în extrema cealaltă. Dar păstrează un echilibru. Fii corect cu tine. Și un mare secret al acestei vieți, în a nu mai suferi constant, este să înțelegem când este cazul să spunem nu. Chiar am urmărit un documentar când un neurolog și psihoterapeut totodată spunea că câteodată omul trebuie să se injecteze cu substanța N. Și reporterul a întrebat ce este substanța N. Substanța N este acea substanță care să te facă să spui nu. Probabil că te afli într-un asemenea moment, dragul meu numărut. Ok, hai să vedem. Mesaje importante pentru cei care au ales varianta cu numărul 3. Sunt deja, wow, ok, încă două cărți pentru tine, mulțumesc,
Bun, le voi lua pe cele care s-au întors. Bucură-te de viață, bucură-te de ceea ce ești, bucură-te de evenimentele pe care le întâlnești, pentru că scopul, până la urmă, al tău este acela de a te bucura. Și chiar dacă tu acum treci printr-un moment foarte greu, este ca un pod, să spunem, pe care trebuie să-l treci cu felinarul. It's time for healing, connecting, mending and releasing. Crossing bridges. Trecerea podului. Ia uite. Asta este evenimentul cu care tu te confrunți în acest moment, da? Este un moment de vindecare, un moment de conștientizare, un moment de detașare. Și chiar dacă este noapte în sufletul tău, nu uita că ai felinarul. Și candela, să știți că de fapt asta reprezintă. În momentul în care aprinzi o candelă, în care aprinzi o lumânare, este de fapt lumina sufletului. Este acea licărire care nu dispare niciodată. Și cred că este momentul să faci apel la așa ceva. Eliberează. Destructurează dacă este cazul. Pentru că ai și pasărea Phoenix. Poate ai și tu, la fel ca și la numărul 2, planete importante prin Scorpion, care te ajută să mori și să renaști. Să știți că noi în fiecare zi ne descompunem și ne compunem. Transformation. A fresh new way of living emerges. Da? Iată. Pasărea Phoenix. O nouă formă a ta trebuie să ia naștere. Vezi ce faci cu corpul tău și cu mintea ta. Pentru că ele îți vor construi viitorul. Un moment de transformare. Un moment de... Știi ce îmi vine să spun? Cenușă. De ardere. Folosește elementul foc. Desert passage. Trust there's a divine plan. Ia uite ce frumos. Privește în jurul tău, privește în fața ta, te așteaptă lucruri minunate. Da? Și ai încredere în acest plan divin. Nu dispera, pentru că nu ai de ce. Magia, alchimia, transformarea, încrederea, stabilitatea stau numai în tine. Nu vă mai luați după această ideologie că cineva îți poate oferi fericirea, cineva te poate face fericit. Trăiești împreună cu cineva fericirea voastră. Asta da. Dar nimeni nu poate să fie responsabil pentru fericirea cuiva sau pentru nefericirea cuiva. Toate aceste ideologii care au tot apărut în ultima perioadă, ce ai nevoie să știi la o femeie, ce ai nevoie să știi la un bărbat, băi, hai să trăim, mai trăim și noi, adică ne mai bucurăm noi de ceva, sau facem numai psihologie, terapie, vindecare, regresii, hai să mai trăim puțin, că de aceea am venit, ca să trăim viața asta, nu ca să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat acum 17 vieți. Deci există un plan divin întotdeauna. Mergi pe el, ai încredere, fii mai puternic, nu-i mai lăsa pe toți să facă ce vor cu tine. Pentru că oricum nu-i va interesa și la capătul drumului îți garantez că oamenii niciodată nu sunt mulțumiți de ceea ce li se oferă. Ultima carte în poziția ta, Joy and Delight, Open your heart to joy, deschide-ți inima către bucurie, fii ca un copil, ia încearcă tu în această perioadă să faci lucruri care îți plac, să te scoată din energia asta, ce zici? Hmm? Încearcă să te bucuri, încearcă poate să stai pe lângă copii, de ce nu? Îți voi extrage și o carte din oracolul șamanic, după care am o surpriză pentru tine, cum am avut și la celelalte variante. Hai să vedem mesaje importante pentru cei care au ales numărul 3, te rog să-mi dai. Wow, sunt mai multe cărți. Hai să vedem. Două cărți pentru tine. The Queen of Scrolls și Diversity. Da, exact. Diversitatea și locul tău. Da?
nimic în această viață și în această lume nu este stagnant. Am mai auzit oameni care spun că nu vor schimbări sau de ce trebuie să se schimbe totul atât de repede, de ce sau de ce cineva își dorește schimbarea permanentă. Păi dacă nu schimbi, nu ai cum să evoluezi. Evoluția automat cere schimbare. Dacă vrei să evoluezi cu mine, mergem împreună. Dacă nu, unul va rămâne în spate întotdeauna, da? În această lume este despre diversitate, despre cunoaștere, despre tine. Nu a te cunoaște pe tine, a cunoaște Creatorul, Universul și misiunea pe care tu o ai. Restul, cum am mai spus, sunt doar activități conexe, trecem împreună prin anumite lucruri, prin anumite situații, dar nu există legământ. Și de cele mai multe ori oamenii fac legăminte fără să realizeze de fapt ce spun. Și mai ales fără să-și dea seama că nu sunt în stare să mențină acel legământ. Pentru că ei vorbesc despre o veșnicie. Ok. Așa cum am spus, îți voi extrage o carte din The Giant Rider-Waite. Să vedem care este obstacolul sau provocarea. Ce urmează în viața ta. Dar mesajul foarte important pentru tine este acela de a te transforma. Ai nevoie de prospețime. Deci ai nevoie de prospețime, ai nevoie de aer curat, ai nevoie să zbori, ai nevoie să călătorești, ai nevoie să te simți liber. Măi, dacă poți să faci lucrurile astea alături de un suflet care să fie la fel, este perfect. Dar dacă nu, nu vă întristați că nu aveți de ce. Ok. Doi de monede. Ia uite. The juggling, nu? Doi de monede, păi avem pajul de cupe. Aceasta este provocarea ta și provocarea ta este aceea de a nu mai fi nehotărât și de a nu te mai alimenta cu durere, cu frustrare, a nu te mai gândi, poate n-am făcut bine, poate n-am făcut suficient, poate n-a fost ok, poate este vina mea sau poate este vina ei sau vina lui. Da? Acest doi de monede arată oscilarea permanentă. Fie că vorbim în nevoi, fie că nu mai înțelegem care sunt nevoile noastre, care sunt nevoile celuilalt, unde ne găsim noi, unde suntem noi. Da? Nimic nu este bătut în cuie, dragii mei. Absolut nimic nu este bătut în cuie. De aceea omul ar trebui să aibă task-uri pe termen scurt. Nu pe termen foarte lung. Acele task-uri pe termen scurt te vor conduce către un singur task pe care tu l-ai practic pe o perioadă foarte lungă de timp. Da? Cea mai mare provocare a ta aceasta este de a te focusa mai mult pe un singur subiect, pe un singur lucru care să-ți aducă ție, în primul rând, liniște și care să-ți aducă putere și care să te facă să înțelegi mai multe lucruri despre tine, nu să te pierzi, nu să te risipești, asta mi se transmite pentru tine. Nu te mai risipi. Întregește-te acum, întregește-te, arde și din cenușa respectivă răsar de acolo. O citire extraordinară, dragii mei. M-am bucurat enorm în timpul acestei citiri. Vă mulțumesc enorm de mult și vouă pentru faptul că mi-ați fost alături. Dacă v-a plăcut, nu uitați că puteți să cumpărați Super Mulțumiri. În felul acesta puteți să vă arătați recunoștința față de această citire. Bineînțeles, dacă v-a ajutat și dacă ați rezonat cu ea. Ne întâlnim la următoarele citiri. Până atunci vă doresc toate cele bune și nu uitați să aveți foarte mare grijă de voi.